Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Picătura de Cultură. Începem cu o vizită la Filarmonica de Stat din Târgu Mureș, care a avut parte de o premieră în stagiunea trecută. Pentru prima oară, publicul târgu mureșan a ascultat un program integral Luigi Cherubini. Corul mixt și orchestra simfonică au interpretat cele mai cunoscute lucrări ale compozitorului italian, pe care Beethoven și Haydn l-au apreciat ca pe unul dintre cele mai valoroase talente muzicale ale vremii. Luigi Cherubini a fost un virtuoz al muzicii polifonice. A îmbinat bunul gust al perioadei clasice cu expresivitatea dramatică a perioadei romantice. A scris opere precum și lucrări religioase, domeniu în care a excelat. Până la vârsta de 13 ani, Luigi Cherubini compusese deja câteva lucrări de factură religioasă, fiind considerat un copil minune. În ciuda acestui fapt, cariera compozitorului italian a avut suișuri și coborâșuri, Cherubini nefiind de fiecare dată pe gustul publicului și al istoricilor. Imaginea i-a fost deformată și de romanticul compozitor Hector Berlioz, care îi critica ideile muzicale conservatoare. Dirijorul Cristian Sandu consideră că muzica lui Cherubini ar trebui să se cânte mai des pe scenele românești. Cel puțin la Târgu Mureș este o premieră absolută, dar nu se cântă nici în altă parte. Care ar fi cauza sau? Trebuie doar prezentată, pentru că muzica este, are un impact extraordinar și sunt sigur că după ce orchestra o cântă, o va relua, pentru că este foarte frumoasă muzica. Este doar o conjunctură în care putem, sigur că multe se pot scoate de la naftalină, ca să zic așa, și să fie prezentate în concert. Idealismul, predispoziția pentru independența muzicală, caracterul măreț și complex al muzicii lui Cherubini l-au împiedicat pe acesta să devină popular în rândul contemporanilor. Revoluția franceză a influențat direct viața compozitorului, care a fost nevoit să ascundă fostele legături cu lumea aristocratică și să-și simplifice stilul muzical. Nu înainte de a compune câteva opere. Întâlnirea cu muzica lui Cherubini la Filarmonica de Stat din Târgu Mureș a debutat cu uvertura la opera Medea, cea mai cunoscută operă a lui Cherubini, bazată pe tragedia scrisă de Euripide. Cherubini a fost un compozitor italian care și-a petrecut viața și pregătirea între Londra și Paris. Parisul a fost orașul care l-a adoptat. În Paris a fost directorul conservatorului din Paris, a fost supraveghetorul muzicii regale și în Paris a făcut și-a clădit cariera, el fiind un compozitor de operă. Practic, uvertura acestui concert este uvertura operei Medea, o operă scrisă în 1797, operă cu un
caracter și un destin tragic, tragic chiar ca și notorietate, pentru că, de exemplu, după premiera în variantă italiană a operei Medea la Scala din 1907, nu s-a mai jucat până în 1953. Și este meritul Mariei Callas că a readus în atenție această muzică extraordinară și de atunci a intrat în repertoriul consacrat al marilor teatre de operă. Dezamăgit de lipsa de succes a lucrărilor dramatice, Luigi Cherubini se reîntoarce la muzica sacră. Va scrie mise și requiemuri, forme muzicale în care își va demonstra pe deplin maestria. Concertul vocal simfonic de la Filarmonica Târgu Mureșeană s-a încheiat cu Requiemul în do minor, care a avut un succes strălucitor și a fost admirat de compozitori precum Beethoven, Schumann și Brahms. Este o lucrare care a fost prezentată în 1817, la 20 de ani de la decapitarea lui Ludovic al 16-lea, incident apărut în urma Revoluției franceze, și este o lucrare care privește foarte mult spre Mozart, ca un omagiu al lui Mozart, pentru că Cherubini este cel care a dirijat în premieră la Paris Requiemul lui Mozart în 1804. Și atunci vom vedea atmosfera mozartiană ca și metrică, ca și caracter și dinamică în două părți, în Dies Irae și în Lacrimosa. Aici foarte mult seamănă scritura cu Mozart. Este o lucrare în întregime pentru cor mixt, pentru că Cherubini mai are o lucrare în re minor, un al doilea requiem care a fost scris numai pentru cor masculin, deoarece arhiepiscopul Parisului s-a opus ca femeile să cânte în biserică și atunci a scris un al doilea requiem. Este un requiem cu profund caracter operistic, descriptiv și extrem de ofertant pentru cor. Fiind un requiem, necesită o interiorizare mai mare și o punere în slujba textului, pentru că textul este foarte important. Sigur, requiemul trimite la pioșenie, la rugăciune, dar avem și momentul de Dies Irae, ziua judecății, în care este necesară o mai mare incisivitate, un mai mare dramatism, o mai mare articulație și o dinamică susținută. Este o lucrare teatrală până la urmă. Este un caracter oratorial, dar modul cum a fost scris și accentele și polifonia din orchestră îți oferă posibilitatea să individualizezi și să detaliezi foarte multe lucruri din partitură. Compozitorul italian Luigi Cherubini a fost director al Conservatorului din Paris, perioadă în care, în calitate de profesor, exercită o puternică influență asupra tinerelor generații de muzicieni. Spre sfârșitul vieții, Cherubini s-a bucurat atât de respectul și devotamentul elevilor săi, cât și de înaltă apreciere a celor mai valoroși muzicieni contemporani. Luigi Cherubini a murit la vârsta de 81 de ani la Paris. Muzica lui Cherubini, scrie în dicționarul Larousse de mari muzicieni, este expresia perfectă a unui om a cărui imagine a fost neplăcut deformată de ironiile lui Berlioz, care, cu toate acestea, l-a admirat și a știut să limite și de disprețul în care l-au ținut generații întregi de istorici. Într-o aparență austeră,
Cherubinii ascundeau un suflet sensibil și, fiind prizonierul unei gândiri clasice, se simțea derutat în perioada romantică, ale cărei prime neliniști le-a reflectat totuși minunat. Creștinismul apostolic, sintetizat de crezul de la Niceea, ne spune de fapt că noaptea e pe sfârșit și ziua este aproape. Căderea omului își găsește leacul. Nu putem cânta oda bucuriei, încrezători în promisiunea câmpiilor Elisee, fără să înțelegem dramatismul plânsului lui Adam. Nu putem propune omului doar perspectiva securității politice și a prosperității economice, fără să-i vorbim despre suflet și veșnicie. Cartea Iisus la Niceea, Arianism, Ateism, Nihilism, scrisă de Mihail Neamțu, a fost lansată și la Târgu Mureș. Cu acest prilej, renumitul filozof a susținut conferința Ateism sau Creștinism. Catedrala Ortodoxă Învierea Domnului din Târgu Mureș a găzduit lansarea cărții Iisus la Niceea, Arianism, Ateism, Nihilism, scrisă de Mihail Neamțu. Renumitul scriitor, filozof și teolog aduce în actualitate importanța anului 325, când a avut loc primul conciliu ecumenic în timpul împăratului Constantin cel Mare, cunoscut sub numele de Primul Conciliu de la Niceea. Crezul de la Niceea a afirmat în contra ereticilor arianiști, pentru prima dată la nivelul întregului Imperiu Roman, necesitatea recunoașterii Sfintei Trinități, Dumnezeu, Iisus Hristos și Duhul sau Spiritul Sfânt, ca piatră de temelie a religiei. Un mare filozof, Constantin Noica, spunea că Europa întreagă s-a născut la Niceea. Niceea este momentul în care Iisus Hristos este definit ca Dumnezeu de plin și om de plin. Dacă vreți, această dualitate, care apoi este rafinată și explicitată la crezul de la Calcedon, distinția aceasta între vizibil și invizibil, între uman și divin, între verticală și orizontală, între istorie și metafizică, toate acestea capătă o formulă sintetică la Niceea și cred că dacă tu ești creștin și vrei să fii altfel decât bunoară musulmanii, care de altfel cred că Iisus n-a fost Dumnezeu adevărat, ci doar un înger, un mesager și cam atât, trebuie să înțelegi ce au crezut și cum au crescut cei dinaintea ta și mai ales creștinii din primele veacuri au crescut și au crezut tot ceea ce apare în textul de la Niceea. Așa că mi se pare esențial pentru a păstra și pentru următoarea, să spunem, sută de ani sau pentru următorul mileniu, această frumoasă credință creștină, atât de frumos evocată într-o catedrală cum este cea din Târgu Mureș, unde înregistrăm noi această discuție, pentru a păstra această identitate, e absolut obligatoriu să revenim la obârșie, la izvor. Ceea ce s-a întâmplat la Niceea, la sinodul de la Niceea din anul 325, a fost o necesară punere în rânduială a tot ceea ce au înțeles oamenii până atunci și de atunci încolo despre identitatea Fiului lui Dumnezeu. O identitate pe care El însuși, prin felul Lui de a învăța și prin felul Lui de a propovădui, a încercat să ne-o ofere. În anumite circunstanțe, citim pe paginile Bibliei lucrul acesta, a spus despre sine cine este, de pildă, eu sunt lumina lumii, eu sunt pâinea vieții, eu sunt Alfa și Omega, începutul sau sfârșitul. Dar în Colegiul Apostolilor, atunci când s-a pus problema identității lui Iisus,
Iisus îi provoacă pe aceștia cu întrebare, așa cum ne provoacă și pe noi toți cei care dorim o relație vie și personală cu El. Cine credeți voi că sunt eu? E bine, în momentul Nicea 325 răspunde răspicat la această întrebare. Cine crede creștinătatea că este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu? Sigur, la un răspuns cât se poate de succint, este Fiul lui Dumnezeu întrupat, cel pe care biserica îl celebrează, începând cu nașterea și culminând cu învierea și apoi înălțarea și pogorârea Duhului Sfânt. Cartea a apărut în urma unei suferințe a autorului în iarna anului 2020. În urma infectării cu COVID-19, a internării în spital și a unei lungi perioade de convalescență, Mihail Neamțu a traversat un moment de cumpănă și de introspecție. S-a întors, spune autorul, la dragostea lui cea dintâi, cartea. M-am gândit să scriu despre cel care mi-a frapat întotdeauna gândirea, sensibilitatea, simțirea, această figură inconturnabilă a istoriei umanității, Iisus Hristos. Gândiți-vă că orice buletin, orice act de identitate e într-un fel însemnat cu o dată, anul 2022 sau anul 1978 în care m-am născut, care marchează nașterea pruncului în iesle. Faptul că practic toată umanitatea se raportează la nașterea lui Hristos, măcar din punct de vedere, cum să spunem, matematic, ne pune pe gânduri. Și atunci am scris o carte despre Iisus la Nicea, ca un fel de replică la condiția noastră de cetate a Laodicei, adică în cartea Apocalipsei vedem că Laodicea este sinonimul căldicerului, al celui care nu e foarte angajat, celui care într-un fel sau altul a adormit. Ei bine, răspunsul la Laodicea este chiar Nicea, crezul care ne dă nouă identitate și iată de 2000 de ani în spațiul acesta românesc, creștinii rostesc în fiecare duminică, în timpul Sfintei Liturghii, crezul de la Nicea. Ateism global sau creștinism universal, teologie, metafizică și politică, tânărul pescar și momeala morții, când Iisus nu e Hristos, Evanghelia după Liceanu. Acestea sunt temele abordate în cele patru capitole mari ale cărții Iisus la Nicea, arianism, ateism, nihilism. Cartea oferă în primele 70 de pagini rațiuni pentru a crede într-o lume în care scepticismul, nihilismul, în care din ce în ce mai mult dubiul se instalează în sufletele noastre, într-o asemenea lume, iată, cineva care a studiat și filozofia și teologia vine să dea argumente puternice în favoarea revelației, pe de o parte. Pe de altă parte, avem un studiu foarte specific, foarte istoric, foarte atent, redactat în anii mei de studenție britanică. Am avut răgazul să petrec sute și mii de ore în biblioteci și acolo mă uit în a doua parte a studiului meu patristic la confruntarea între, pe de o parte, Atanasie și Arie, pe de altă parte Sfântul Grigorie de Nisa și e un om, e un lider al arienilor. Finalul cărții este compus din două eseuri, unul, dacă vreți, polemic și anume o discuție în raport, aș spune, tensionat, dar elegant cu Gabriel Liceanu, cel care a scris cartea Iisus al meu și arăt că domnia sa face parte din lungul șir de autori arieni. Acesta îl include și pe Lev Tolstoi, de pildă, și apoi cartea se încheie cu un dosar filologic care scoate la iveală toate pasajele biblice care susțin practic crezul. Noi nu trebuie să ne imaginăm vreo secundă că rostind crezul de la Nicea, pur și simplu am confecționat niște cuvinte frumoase pentru a-L lăuda pe Iisus. Nu, rostind crezul de la Nicea, practic noi oferim o interpretare textului sacru, Bibliei. Cred că ideea fundamentală care se creionează după ce parcurge acest volum este acela că noi, oamenii acestui veac, și cred că până la urmă toate generațiile de creștini care s-au perindat la momentul Iisus Hristos până astăzi și care vor veni și după noi, sunt invitate să-și asume această credință în Fiul lui Dumnezeu și să fie foarte atente vis-a-vis de mărturisirea unui adevăr fundamental de credință, și anume acela că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu întrupat în sânul umanității. Dacă putem să credem într-un astfel de Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, suntem mântuiți. Cartea Iisus la Nicea, arianism, ateism, nihilism a apărut anul acesta la editura Marile Cărți. În cadrul aceluiași eveniment de la Târgu Mureș au mai fost prezentate și alte cărți ce poartă semnătura lui Mihail Neamțu.
De asemenea, renumitul scriitor, filozof și teolog a susținut conferința Ateism sau creștinism. Evenimentul a propus o călătorie spirituală între sacru și profan, în cadrul căruia Mihail Neamțu a vorbit despre implicația pe care curentul ateist și relevanța creștinismului le au asupra lumii noastre. Cunoscutul om de cultură a pornit în pledoaria sa de la biografia scriitorului Dostoievski, care a crescut în biserică, s-a îndepărtat pentru o perioadă de ea, după care s-a reîntors la credință. Un ateu până la capăt convins de ceea ce el nu crede, afirmă că la sfârșitul unei vieți ne așteaptă nimicul. În timp ce pe un credincios creștin nu-l poți convinge că la finele vieții l-ar putea aștepta altceva decât experiența unei întâlniri personale cu această lumină. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Noi suntem fii ai luminii, noi căutăm lumina și în această viață și dincolo de ea, de viața biologică, viața materială. Necredința, ar spune credinciosului, s-ar putea exprima atunci când vorbim despre un dubiu, un scepticism față de raționalismul excesiv al modernității. Rațiunea modernității care se rupe de Dumnezeu și se rupe de această sensibilitate spirituală este doar, aș spune, un fascicul din câmpul de posibilități al minții omenești. Mintea omenească nu se reduce la această rațiune discursivă sau analitică despre care vorbea Kant sau despre care vorbea Descartes. E ceva în noi mai adânc și această minte care caută adâncul, adică inima, această minte în căutarea adâncului devine o minte rugătoare și rugăciunea este exercițiul pe care credinciosul îl face spre deosebire de ateu. Evenimentul a fost și un prilej de pledoarie pentru lectură, Mihail Neamțu fiind fondatorul clubului Marile Cărți, lansat în primăvara anului 2021, pe care îl prezintă drept o comunitate a oamenilor pasionați de creșterea spirituală, intelectuală și profesională. Uneori și când ești la cumpăna între vârste, între tinerețe și, să spunem, vârsta adultă, Dumnezeu te încearcă și după ce am ieșit din spital, după vreo 10 zile de stat în pat, diagnosticat cu această boală universală, COVID-ul, m-am gândit oare de ce a trebuit să trec prin asta și mi s-a părut că trebuie să mă întorc la dragostea cea din tâi, cum spun, nu numai dragostea de carte, toată lumea știe că iubesc cartea și că am construit această comunitate, Clubul Marile Cărți. E important să citim o carte pentru că relația cu noi înșine se va schimba în primul rând, iar apoi, ca și o răsfrângere a acestui fapt, relația cu cei din jurul nostru. Și este foarte important, din perspectiva creștinismului, felul în care ne privim pe noi înșine, iar apoi felul în care relaționăm cu toți cei din jurul nostru. Repet, orice carte pe care o ținem în mână și pe care o frunzărim, pe care o deschidem, din care culegem o idee, este ceva mai mult și mai bine pentru noi, oricare dintre cei care suntem curioși să ținem o carte în mână. Mihail Neamțu este un intelectual și om politic din România, licențiat în filozofie și teologie. Are un masterat și un doctorat în Marea Britanie și a urmat cursuri post-universitare la Washington DC. Între 2005 și 2006 a fost Research Fellow, iar între 2006-2007 Guest of the Rector la New Europe College. Atât pentru astăzi, vă aștept și data viitoare cu noi subiecte culturale din centrul țării. La revedere și toate cele bune!